Astăzi este Crăciunul, o zi a vieții și a speranței, pentru că celebrăm nașterea Domnului. Pentru noi însă, jurnaliștii observatori, este o zi tristă. Colega noastră, Iuliana Gâtej, nu mai este printre noi. Iuliana nu mai răspunde la telefon, nici pe WhatsApp, nici pe mail. Iuliana Gâtej nu mai poate să ne facă să zâmbim, să trecem peste momentele dificile. Nu mai poate să ne transmită din optimismul ei incurabil. Fluturica, așa cum o alintam noi, a zburat spre stele. Rămas bun. Iuliana. Iuliana, de ce nu răspunzi? Te-am sunat. Unde ești? Ești un fluture. Unde ești, Fluturica? De ziua ta ne-ai adunat să ne dai zâmbete. Tu zâmbești. Ești numai zâmbet. Dar ești furioasă. Vrei să schimbi lumea. Pentru copii. Copiii știu că pentru ei ai făcut ani de jurnalism. Unde ești? Piticii te iubesc, Iuliana. Ești o inimă care bate. Pentru ceilalți. Și pentru mama. Infinit pentru mama. Ești leacul împotriva tristeții. O să ne zici, nu merită. Durerea noastră o iei tu. Ești ca apa. Nu ai obstacole niciodată. Să nu te oprești. Unde ești? Ești semnătură pentru viață. Ție nu-ți plac oamenii invizibili. Tu ai soluție ca oamenii să aibă voce. Ca tine. Ești pasiune și ești suflet. Fluturico, unde ai zburat? Tu nu te odihnești.